Prețul călătoriilor în microbuzele și autobuzele de pe cursele naționale și locale s-au ieftinit. Se întâmplă pentru prima dată după 7 săptămâni de scumpiri treptate. Tariful a scăzut cu 2 bani pentru fiecare kilometru parcurs. Astfel, în această săptămână, prețul pentru cursele interurbane va fi de 84 de bani per kilometru, iar pentru rutele din raioane de 94 de bani. În funcție de categoria de confort, prețul poate fi și mai mare. De exemplu, pentru clasa 1, în raioane, tariful maxim este de 1 leu și 4 bani. Amintim că la începutul lunii martie, Comisia pentru Situații Excepționale a instituit o metodologie specială de stabilire a tarifelor în perioada stării de urgență, care se încheie în data de 25 aprilie. Autoritățile au dat undă verde transportatorilor să revizuiască săptămânal tarifele care sunt calculate în funcție de costul carburanților, însă cu respectarea unui plafon. Precizăm că prima scumpire a tichetelor a fost în 1 martie. Atunci, pentru cursele raionale, a fost stabilit prețul de 80 de bani pentru un kilometru, cu 20 de bani mai mult, iar pentru cursele interurbane, prețul pentru fiecare kilometru parcurs a fost majorat cu 10 bani.